Iată-ne din nou împreună în această sâmbătă seară. În Sâmbăta Mare, așa cum este cunoscută în tradiția creștină. Eu aș vrea să o redenumesc, să-i zic ziua în care nu s-a întâmplat nimic. Ziua în care parcă timpul s-a oprit în loc. Dacă ne gândim la mărturiile Evangheliilor, ne dăm seama că în unanimitate păstrează tăcere. Cu o singură excepție, Matei amintește încercarea disperată și ridicolă a preoților și conducătorilor religioși de a-L ține pe Hristos în mormânt, lucru care evident se întoarce împotriva lor. Luca amintește laconic, scurt, în ziua de sabat s-a odihnit. În rest, tăcere, tăcere, tăcere. Ei, ce faci cu astfel de zi? Cum ne ajută pe noi? Ce semnificație poate să aibă pentru noi care suntem deopotrivă în carantină și blocați, undeva suspendați, între Vinerea Mare și Duminica Învierii? Între experiența imposibilă, agonizantă, cutremurătoare, răvășitoare, revoltătoare chiar, din Vinerea Mare și dimineața bulversantă, electrizantă a Învierii, parcă ziua de sâmbătă își pierde orice semnificație. Aproape că am putea trece peste ea, să o uităm undeva cu mare ușurință, nu-i așa? Sunt momente în viață în care nu știi ce să faci și în care nu mai poți să faci nimic altceva decât să aștepți. Însă aceste momente de așteptare sunt la fel de valoroase ca acelea în care survine revelația, iluminarea, regăsirea. Până la urmă, întrebarea este ce facem cu aceste momente nefirești de așteptare apăsătoare? Oare care ar fi câteva lecții neașteptate, provocatoare, pe care le-am putea primi? Iată prima lecție. Așteptarea întotdeauna ne cultivă sentimentul anticipației. O zi te face să te gândești la următoarea și tot așa. Chiar dacă n-ai ceva precis, exact care te așteaptă în ziua de mâine, faptul că anticipezi, faptul că aștepți să se întâmple ceva, te ajută să te apropii de momentul următor. Sau poate zilele care au trecut te ajută să te gândești la zilele care ți-au mai rămas. Cum a trecut o lună, o să mai treacă o lună. Însă ceea ce ne susține sunt oamenii, reîntoarcerea la rutina zilnică, gândul care ne leagă de cei dragi. Vă mărturisesc că cel mai emoționant aspect de la cină a fost vederea familiilor adunate la oaltă. Imaginile acelea sunt absolut impresionante și vreau să vă mărturisesc că îmi întreține acel sentiment de așteptare, de anticipație, în care vom putea fi din nou împreună. O a doua provocare pe care o găsesc este că întotdeauna așteptarea ne antrenează răbdarea în viață. Dacă vă mai aduceți aminte, epistola lui Iacov pe care am studiat-o împreună, încă de la început ne oferă această provocare clară, care ne deschide întreaga epistolă. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Te-ai gândit vreodată că momentele obișnuite, neașteptate, pot conlucra împreună ca să te întregească, ca să trăiești această experiență în a mărturisi că nu duci lipsă de nimic? Și în fine, cea de-a treia provocare este că ne ajută să ne acceptăm cu demnitate și momentele în care nu se întâmplă nimic spectaculos. Stăteam de vorbă cu cineva zilele trecute și mărturisea: ce privește afacerea, lucrurile nu merg grozav, dar în ce privește familia, toată perioada asta a fost un câștig. Cât de frumos sună o altă perspectivă asupra realității și momentelor prin care trecem în zile ca acestea. N-o să uit în Jurnalul Fericirii, cartea lui Nicolae Steinhardt, o vorbă care m-a însoțit de-a lungul anilor,
dacă e un lucru pe care nu l-am uitat, deși am citit această carte mai de mult, e ceea ce spunea la un moment dat. Cel mai greu lucru în viață nu este să faci față unei situații aprige, ci să reziști frecușului zilnic al banalității. Tu, cum faci față frecușului zilnic? Acelor momente în care simți că nu se întâmplă mare lucru. Privind la ziua de azi care s-a scurs, oare a fost o zi obișnuită, comună, banală, poate o zi specială? Încurajarea mea la sfârșitul acestei zile este să îndrăznești să vii și să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru încă o zi obișnuită și să îi ceri lumină pentru ziua care va veni. Și încă ce zi? Tată drag, îți mulțumesc pentru ziua de azi, care este un dar de la tine. O zi obișnuită, însă o zi pe care o primim din mâna ta cu bucurie. Și îți mulțumesc pentru această descoperire. Că chiar și atunci când aparent nu se întâmplă mai nimic, tu ești la lucru să ne călăuzești, să ne luminezi, să ne conduci viețile, să ne ajuți să depășim fiecare zi și să anticipăm ceea ce ne așteaptă. Și în mod special ziua de mâine, ziua glorioasă a învierii, care aduce atâta speranță și bucurie în inimile noastre și în casele noastre. Tată drag, ne odihnim în tine și așteptăm cu bucurie lumina ta și călăuzirea ta. În numele drag al Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat.